Morning glory, morning glory, moaștele și sfințișorii. Așa, morning glory, morning glory. Acum vă pupă realizatorii ca de obicei pe ceacre. Dulce, dulce, dulce. Ia uite-vă, frate. Băi, băi, nenică, băi, și ai făcut o facultate și nu ești în stare să stai niște căști. Și nu stai să spunește căști, dar știți căști scumpe, de astea scumpe, nu știu. Eu de alea zice de... lumea că eu e talentat că... Ia uite, Pax, Cos Dacia, da. Uite, am găsit o chestie, un anunț de casting. Așa. Din 2012, în Sulina. Se petrecea acțiunea. Se caută figurație pentru filmul Huck Finn. Bărbați și femei, tineri și bătrâni, în special cu handicap. Fără mână, picior, degete, ochi. Cu păr lung și barbă. Și copii, tineri cu păr lung și barbă. Ori ăștia, artiștii care au făcut țigănia de Spotlight. Ăștia cu... A, ăștia sunt toți bărboși, dacă nu ai barbă, nu ești om. Ești un curb. Barbă, skateboard, câine. Clubul bărboșilor. Da, 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 e ceva special. Hai să încercăm totuși chestionarul zilei. Să vedem ce se poate face cu Marius Manole. O clipă de glorie ai avut anul ăsta? De adevăratele vorbim, da? Da, 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 pe bune, da. Da, am avut. Am avut la premiera asta cu V-Forum. Da, ți-a plăcut? Da. Da. Mișto. Mi-a plăcut de mine, fără, nu mă interesează dacă a plăcut sau nu a plăcut. Așa, eu cu mine. Ești talentat, e păcat. Eu cu mine, eu cu mine m-am bucurat. Credeam că o să spui că atunci când te-ai lăsat de radio, da. A fost o decizie grea, să știi, dar da, da, trebuia. Dar a fost chinuit rău. Da, auzi, dar zi-mi și mie că suntem toți curioși aici, așa cum toată țara e curioasă, da, să afle cât câștigă Andreea Esca. Toată țara ar vrea să știe în câte piese simultan joacă Marius Manole. Vreo 19. 19, ești nebun la cap. Dar și să fac altceva, că doar nu o să mă apuc să trăiesc. Da, 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 chiar. Stau pe la teatru pe acolo, că e mai frumoasă viața. 19 piese, mă, nenică. Mâine, de exemplu, unde joci? Dă-mi și mie un mâine exemplu. La Bacău, azi la Bârlad două spectacole. Azi la Bârlad? Azi la Bârlad două spectacole, mâine la Bacău. Păi mâine la București. Băi, nenică, câți kilometri faci pe săptămână? Nu știu, nu mi-am pus problema în kilometri. Da, cine zice? Păi oricum ajungi, dormi, nu știi pe unde dormi. Eu mi-au perna cu mine, mi-au toate astea. Și când de unde prind un loc, pac. Ce față de pernă ai? Aia din copilărie, nu chiar din copilărie. E cu colțuri, știi pernele cu colțuri? Da, e, alea, că eu... Da, e albă sau are? Alb, albă. A, albă. Alb, albă, ceea ce e o greșeală pentru turnee, dar asta este. Când mai zic credeam că ai noroci sau... Nu, no, nu, nu, niciodată, alb, alb. Nu, eliminare, asta nu. Ai o problemă cu cineva? Cu ce? Bine, e previzibil. Nu, no, las. Cu cine așa avem noi toți o problemă? Ce vrea lumea de la tine? Salariul lui Esca, da. Ce vrea lumea de la mine? Da. În general, cineva cam tot timpul vrea ceva de la tine, dar na, unii vor să stau, de exemplu, mă înjură pe Facebook că de ce nu sunt comunicativ. Îmi scrie câte unul, felicitări pentru spectacol. Și eu nu răspund neapărat, mulțumesc imediat. Și îmi spune, bă, dar ce arogant ești. Adică, cum? Ce... Bă, dar nesimțit ai făcut. Bravo, mă. Real, dracu de moldovean. Da, 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 v-ați ajuns. Bă, nenică, da. Nu da mai știi de unde ai plecat. Da, bă, da, o, da, câte de astea iau pe... Bă. Stai să vezi. Așa, cel mai penibil moment de care ți-amintești, pentru că e o trecere cursivă. Cel mai penibil moment? Da. Am multe momente penibile. Chiar și într-o zi am vreo 3-4, dar îmi într-o... Nu mai știu acum pe care să-l aleg. Penibil, penibil, penibil. Nu vine, îmi pare rău. Bine, te mai gândești și revenim, da? Penibil. Cuvântul sau expresia care te enervează foarte tare? Succes. De ce? Nu-mi place cuvântul ăsta și mi-aduce ghinion. Nici eu nu sunt cu mințile acasă. Când au pe cineva succes, îmi vine să crăp capul. Da, tu vezi viața ca pe o competiție. Adică spiritul ăsta competitiv care li se predă copiilor de mici. Tu ești oricum, joci în 19 piese, da. În afară de faptul că ai ceva la cap cu siguranță, da, da. Mai trebuie să mai ai un spirit din ăsta de competiție? Da, 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 nu cu alții. Adică nu intru niciodată în competiție cu altcineva, nu mă interesează deloc chestia asta și sunt foarte relaxat pe treaba asta. Sunt într-o competiție cu mine așa de când m-am născut, cred că, nu știu, ori am avut ursitoare de alea care eu am pus mâna pe altceva în loc de să pun mâna pe creion, pix. Nu știu de ce, am tot timpul o chestie de asta. Schimbătorul care... de viteză, da, cred că ai fi mâna, da, 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 sau m-am născut mama în tren, că eu am spus, mamă, tu cred că în tren m-ai născut, m-ai făcut. Da, am o chestie de asta, că vreau să fac lucruri pe care nu le-am făcut, lucruri pe care nu le-am mai făcut alții, dar cred că nu sunt singur, nu toți avem asta. Băi, sau da, majoritatea dintre noi. Ai un tic verbal? Nu. Nu. Ai o obsesie din asta de rol? Adică în viața unui actor trebuie să bifeze alea, cum e ca la noi, la oameni, să faci o casă, să faci
7 case, de exemplu. Asta am. Dar n-am în cu rol. Cu copilul, cu alea, cu pomul, cu toate. Asta le-am în viață. Da. Da, asta le-am. Cu casa am avut, o carte de muncă am, copil n-am făcut. A, și carte de muncă trebuie să ai. Păi da, așa e. O casă, o carte de muncă, plantez un pom și faci un copil. Da, da. Eu pom n-am plantat, copil n-am făcut, casă am făcut și carte de muncă am. Hai, lasă că jumate este realizat. Păi da, să la jumatea vieții, mai am timp. Copilul fac pe la 78. Da, și după aia poți să și după aia poți să plantezi un copac. Să mergi și să bei, da. Abia aștept să, dacă mă ajută Dumnezeu să fac 65 de ani, mamă, abia aștept să mă apuc de fumat din nou. M-am lăsat. Păi da, mă, ce mai e de pierdut? Știi ce păi aia e. Gata, la 60, oricum s-a curățat plămânii. S-a curățat plămânii, că zice că se curăță în timpul în cât ai fumat. Deci eu am fumat vreo 30 de ani. Până la 65 numai bine să... M-am lăsat la 37. Da, go, nenică, mă, mă duc puternic. Da, nu, nu bifez nimic, iar ca roluri în carieră nimic niciodată nu m-am gândit să fac asta, asta, asta. Ai asta, chestia asta cu Hamlet? Cu n-am ne? Deloc și urăsc, Doamne, cred că am jucat Romeo, Julieta, cea mai mare cădere a mea, Romeo. Am jucat la Târgoviște, regia unui turc cu Rodica Mandache. Deci eram doi moldoveni, regia unui turc, jucam un englez. Dar Rodica Mandache cine era? Doica. Doica. Doica, Doica, Doica. Ce vedeai, Julieta? M-am speriat, scuză-mă, da. Putea să fie o... Da, putea să fie, a fost ziua ei, chiar la mulți ani, se spune la mulți ani. Cum au glumit ăștia francezii când a fost ziua lui Madame Macron? Așa, au... Și au făcut gluma aia cu lumânările, au costat mai mult decât tortul. Bă, dar cum le trece? Da, și că e o vorbă de-a lui Delon ăsta. A, da? Da, și că... Nu? A, da, da, așa da, e? Da, 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 da. Ce ziceam? Că am și chestia asta, că uite. Da, mă, chiar că a venit omul ăsta aici și vorbesc... Stai, mă, dar vorbeam de ceva. Nu, de eu intru în agitație, dacă nu vorbesc 5 minute, mă... Da, da, știi, apropo de radio, știi că eu cu tu, că stăm la radio și la mine nu mai aveam... Nu aveam, și stăteam. Cineva spunea, bă, dar voi știți că la radio nu poți să taci 30 secunde, că pare un an. Da, mă rog. Ce sunteți voi, Iohannis? Noi n-aveam nicio, da, n-aveam nicio... Ce? Că vreau și eu să încep, știi cum încep toți. Bună dimineața, a? Bă, eram bună, 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 Marius, bună. Deci așa era tot. Știi, aveam un amic care era avea un magazin alimentar undeva prin prelungirea Ghencea și nu prea mergea și a hotărât împreună cu asociatul lui să stea și să consume toate stocurile, gen bere. Da. Și stăteau așa pe două navete în magazin și beau. Și a intrat un copilaș care venea din când în când după târgu el pe acolo și zice, ce faceți? Și ăsta a zis, stăm. Stați și dați faliment. Exact. Așa, bun. Deci, care-ți plac ție mai mult? Soliștii, basiștii, chitariștii sau toboșarii? Soliștii. Soliștii. Ți-ai adus aminte de moment penibil? Nu. Nu. Mi-aduc aminte, vă sun dimineața. Sunetul pe care îl consider irezistibil. Care-ți place foarte mult? Marea. Da? Da. Neagră? Mare neagră, mi-ar plăcea la Mare Neagră, dar nu ajung la Mare Neagră niciodată. Tudor Chirilă încă își dorește să ajungă la Mare Neagră. N-au zis că există în Constanța viață organizată. Chiar și în Mangalia. Când erai mic, ai tăi spuneau mereu că... Nu să fac nimic în viață. A, deci te încurajau? Tata avea asta. Da? Nu, nimic n-ai să faci, nimic n-ai să faci, dar în viață. Dar pe ce se baza? Pe rezultatele care erau la școală. A, dar până în ce clasă ți-au zis asta, te-au încurajat asta? Până la facultate, la anul întâi. Ah, nu e rău. Păi, dar în clasa a 11-a când a primit telefon, a 12-a când a primit telefon și a zis, gata, Alex, matriculăm, ce era să zică tata? Că mă așteaptă un viitor prodigios. E adevărat și treaba asta. Care e cea mai tâmpită trupă? Trupă? Da. De când muzică? De ceva, da. Da, naiba știe. Nu știu. Nu știu. Nu știu. N-a scos muzică? Nu prea, că n-am timp. Foarte puțin. Te doare la bașchet. Nu mă doare, dar n-am timp. Da. Și când fac duș, ascult niște muzică clasică, să par și eu intelectual, măcar în cadă. Da. Dacă mâine ar veni apocalipsa, ce ai mâncat la ultima masă? Dacă s-a înviorat un pic. Ce-aș mânca? Nu mă refer la băutură, da? Nu, nu, nu. Ce-aș mânca? Aș mânca... Bă, aș mânca sarmale. Așa. Sarmale, cam așa. Aș mânca mai multe din boș de perișoare, aș mânca sarmale, aș mânca supă cu găluști, aș mânca sushi, aș mânca mai multe, multe lucruri. Plăcintă grecească cu carne, multe. Aș mânca în continuu eu altfel. Și ce ai bea? Ce aș bea? Vin roșu, un vin roșu bun. Da. Da. A, un vin roșu bun. Nu e rău. Mi se atâta pare. Se poate. Planul sună bine. Nu pot cu whisky, nu pot cu astea. Am rămas cu vinul roșu. Hai, las-o așa, da. E foarte bine. Bună. Îți mulțumim, Marius Manole. Îți mulțumim că ai venit aici. Noroc să fie Doamne bine. Doamne ajută, cum se spune, pe drumuri pe astea. Așa, hai să
Bun prosecco ăsta, a? N-am băut niciodată. Cred că n-am băut niciodată prosecco la ora 9. Biblioteca mea pentru, da, tratament. Da, 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 biblioteca ta e... Avem, da, avem... Sponsor principal al emisiunii. E această farmacie a emisiunii. Exact. Farmacia de suflet. Exact, da. Și uite, îți dedicăm și o piesă, pentru că ești moldovean, o piesă de la Zdob și Zdub. Moldovenii, așa, s-au născut, da. Încheiem cu ea, așa că un salut pentru toți prietenii noștri din Vaslui. Wow, wow. Nu mă băga în gura lui Puri, că mă duc acolo să joc și mă linșează. Spune-le că sunt om bun, te rog. Le spun, le spun, da, le spun. Și că a fost o glumă, un plan flet, tot ce un plan flet. Da, un plan flet. Un plan flet. Și noi să tăiem o pamblică și... Pamblică și ai făcut un plan flet. Da, și era o tenie. Așa, bun, gata, vă pupăm pe ceacre. Mulțumim, Marius Manole. 20-20. Da. Da. E ora exact. Nu. Ți-a plăcut 10-1 dalmațieni? E, dar cum să nu? Da, ai văzut. Hai că e ora 10-0-0. Da. Da, orice fraier poate să dea știrile la fix. Categoric. Da. Așa. Da, pentru asta a murit noi la Revoluție. Exact. Așa, Laura Popa, Ioana Epure, Mihai Vasilescu nu e azi, dar îl pomenim și pe el, săracu. Și Horia Ghibuțiu și Răzvan Exarhu vă pupă pe ceacre, ca de obicei. Dulce, dulce, dulce. Și ne auzim mâine dimineață, tot aici la Morning Glory. Wake up and rock. Listening now to more.